centrale și de est, una după alta, se eliberau de regimurile comuniste și cereau cu insistență retragerea trupelor militare sovietice de pe teritoriul său. Moscova ceda presiunilor foștilor parteneri din cadrul parteneriatului de la Varșovia și a Comitetului pentru Ajutor Economic Reciproc, însă direcționa militarii și tancurile împotriva popoarelor din spațiul Uniunii Sovietice, care își revendicau dreptul la identitatea națională și libertate. Era anul 1989. Doamnelor și domnilor, postul public de televiziune vă invită la o nouă ediție a proiectului televizat 1989, Toamna Națiunilor. Astăzi ne-am propus să discutăm despre calea spre libertate încă a două țări din spațiul ex-sovietic. Este vorba de Ucraina și Georgia, care alături de Moldova au ales vectorul european de dezvoltare. Însă atunci, în 89, moldovenii, georgienii și ucrainenii își revindicau dreptul la libertatea de a decide stătător destinul său. Acum a venit momentul să vă prezint pe oaspeții noștri de astăzi. Este vorba de domnul Merab Antadze, ambasadorul Georgiei în Republica Moldova. În 1989, domnia sa era cercetător științific la Institutul Caucazian de Minerale. Domnul Serghei Piroșcov, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. În 1989, domnia sa era șef adjunct al Direcției Științifice și de Organizare a Prezidiumului Academiei de Științe din Ucraina. Și domnul Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar, în 1989 era redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta, ediție care a avut un rol important în lupta pentru renașterea națională și membru al Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice. Bine ați venit la Moldova 1! V-am găsit! Pentru început, propun să răsfoim un pic calendarul și să ne amintim despre evenimentele care s-au desfășurat în 89 în Ucraina și Georgia. Anul 1989 a fost unul dramatic pentru Georgia. În luna martie a acelui an, în Abhazia, au demarat manifestații, prin care autonomia își revendica dreptul de a se retrage din Republica Sovietică Socialistă Georgia. La 4 aprilie, în Tbilisi, au demarat acțiuni de răspuns. În scurt timp s-au consolidat grupări de forță, precum Legiunea Șoimilor Georgieni, foști combatanți în Afganistan, sportivi. Dacă inițial protestatarii se opuneau tendințelor separatiste, la 6 aprilie 1989 aceștia deja scandau lozinci de felul jos regimul comunist, jos imperialismul rus, jos puterea sovietică, Uniunea Sovietică, închisoarea națiunilor. Atât timp cât mișcarea purta un caracter strict intern, Moscova nu s-a implicat. Însă atunci când a început subminarea bazei Imperiului Sovietic, metropola nu a ezitat să-și trimită trupele militare. Pe 8 aprilie 1989, în Tbilisi au fost transferați 650 de militari din regimentul Dzerjinski, dislocat în Armenia pentru lichidarea urmărilor cu tremurului din Spitak, 440 de militari din unitatea de aeroportate din Kirov-Obad, 160 de angajați ai Omonului din Voronej și 450 de cursanți ai Școlii Superioare de Miliție din Gorki. În noaptea de 8 spre 9 aprilie, aceste forțe au demarat acțiuni de dispersare și eliberare a pieței centrale din Tbilisi, unde se adunaseră peste 10.000 de oameni. Militarii au utilizat și gaze lacrimogene de tip Cheriomuha și Sies. În rezultat, 19 persoane s-au asfixiat, iar pe parcursul următoarelor săptămâni, peste 4.000 de participanți de la protestele din acea noapte au solicitat ajutor medical. La 10 aprilie, în semn de protest pentru oprimările din Tbilisi, pe întreg teritoriul Georgiei a demarat o grevă și a fost anunțat doliu timp de 40 de zile. Autoritățile comuniste din Georgia, sub presiunea societății, și-au dat demisia. Ziua de 9 aprilie 1989 a intrat în istorie și este marcată în Georgia ca zi a unității naționale. Georgia și-a declarat independența la 26 mai 1991. În Ucraina, în 1989, valul renașterii naționale a fost marcat prin înființarea a sute de organizații, care întruneau academicieni, scriitori, profesori, medici, muncitori. Doar la mijlocul anului 89, deja peste 700.000 de persoane erau membri ai diverselor organizații democratice. Pe fundarul acestora se evidenția Uniunea Ucraineană Helsinki, constituită în 1988 la Lvov, în timpul unui meeting cu 50.000 de participanți.
În fruntea acestui grup erau trei disidenți ucraineni, Levko Lukianenko, Mihail Gorini și Vyacheslav Chornovil, care încă în 1987 i-au adresat o scrisoare deschisă lui Mihail Gorbaciov, în care s-au pronunțat împotriva sistemului totalitar. Către începutul lunii septembrie 1989, mai toate formațiunile democratice și-au consolidat puterile sub umbrela unei mișcări naționale, Harodny Ruch Ukraine, Frontul Popular al Ucrainei. Inițial acesta se pronunța în susținerea perestroicii, însă pas cu pas au început să fie înaintate cerințe privind lichidarea petelor albe din istoria Ucrainei, cum ar fi Holodomorul din 1932-1933, așa numita ucrainizare din 1920, urmările represiilor staliniste. A urmat apoi o declarație prin care se solicita transformarea Uniunii Sovietice într-o confederație a statelor independente, trecerea puterii de la organele de conducere ale Partidului Comunist la cele alese de popor, în urma unui scrutin liber, dreptul la autogestiune politică, economică și diplomația națională. În luna ianuarie 1990, în Ucraina a fost întins un lanț viu de la Ivano-Frankovsk la Kiev, asemeni lanțului Baltic. În iulie a acelui așa an a fost sonorizată declarația de suveranitate a Ucrainei, iar la 24 august 1991, Ucraina și-a declarat independența. Așadar, acestea pe scurt au fost evenimentele de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Dar aici aș dori să amintesc că Georgia a fost anexată la Uniunea Sovietică încă în 21, Ucraina o bună parte din ea în 22. Pe parcursul acestor ani, întotdeauna în țările dumneavoastră au existat curente de disidenți care pledau pentru independență, pentru valorile naționale. De ce anume abia către sfârșitul anilor 80 au început aceste doleanțe să se materializeze? Vă mulțumesc, eu vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la emisiune, să salut spectatorii dumneavoastră. Eu cred că pe parcursul acestor ani despre care dumneavoastră ați menționat, după cum în anul 1921 Armata Roșie a intrat și de fapt a anexat Gruzia, începând cu acești ani, în 1924, în 1929 și permanent erau aceste revolte care, desigur, că Uniunea Sovietică, puterea sovietică le foarte brutal le lichida, dar eu cred că anii 80, când de fapt toată comunitatea, toată Uniunea Sovietică a conștientizat pe cât a degradat sistemul, pe cât acest sistem bazat pe acele valori care ne sunt incompatibili cu lumea civilizată și plus la aceasta acele schimbări care s-au început în perioada lui Gorbaciov au dat un imbold nou și nu numai mișcare disidentă, dar o mare parte a comunității foarte activă a început să-și expune părerea sa și toate acestea au avut un punct comun și sistemul sovietic a început să nu mai funcționeze și în plan economic și în plan politic și toate aceste lucruri de fapt au format acea situație, au creat acea situație când Imperiul a căzut și statele au primit independență. Sigur că rolul acelor persoane, oameni care tot acest timp pledau pentru libertate este foarte mare, dar toate acești factori împreună au jucat un rol că în anul 1990 statele noastre au primit independența. În Ucraina,
Independența din anul 1991 a fost adoptată și a fost ca un punct final de luptă pentru independență. De fapt, Ucraina, pe parcursul întregului secol 20, a pledat pentru independență și în 1918 a fost formată Republica Populară Ucraineană, care de fapt a declarat independența și statalitatea asta. Dar până atunci au mai existat stat perioada a cazăcimii, când în 710 Ucraina de asemenea a luptat pentru independența sa. Dumneavoastră cunoașteți, a fost așa un hetman Mazepa care a luptat cu suedezii de partea regelui suedez contra lui Petru I, cu speranța că Ucraina în așa mod va primi independența. Dar această luptă pentru independență era tot timpul oprimată și desigur sfârșitul anilor 80 al secolului trecut au permis în fond deja să atingem rezultatul final și aceste mișcări forțe național-patriotice despre care se vorbește în reportaj, desigur că au jucat rolul principal și eu, anume căderea Uniunii Sovietice s-a început nu numai cu dezmembrarea Uniunii Sovietice, cu acele revoluții de catifea care aveau loc în Europa Centrală și de Est, începând cu așa numitele state ale lagului socialist și în fond aceasta a fost o divizare și ieșirea republicilor din componența Uniunii Sovietice și a fost o fază finală de cădere a Imperiului Sovietic. Dar era cortina de fier, era filtrarea informației. Cum obțineați știri despre ceea ce se producea în Europa Centrală? Desigur că era cortina de fer sovietic în epoca sovietică, era destul de dur. Țineți minte că toate radiourile apusene, cum este Svoboda, Europa Liberă, aceste canale de radio pur și simplu erau topate pe teritoriul Uniunii Sovietice, dar în același timp existau mișcări, cum este de exemplu grupul de la Helsinki, care a făcut foarte multe pentru a aduce informații obiective pe teritoriul Uniunii Sovietice și oamenii care după represie unele din anii 50, sfârșitul lor 40 și anii 30 se întorceau. În fond, acesta deja a fost o perioadă de democratizare a statului, a țării, după venirea la puterea lui Gorbaciov. Și din punctul meu de vedere, a fost o influență mare, importantă și Congresul Deputaților Uniunii Sovietice, când s-au început transmisiuni în direct a lucrărilor Congresului, unde în direct vorbeau forțele democratice și acest lucru a fost un catalizator al acestor procese de autoidentificare a populației, a fostelor republici din Uniunea Sovietică. Cu permisiunea dumneavoastră, eu voi adăuga, eu sunt absolut de acord cu ce a menționat ambasadorul. Totodată vreau să menționez că așa numitele, deci perioada aceasta din anii 60, de o încălzire, să-i spunem așa, în perioada lui Hrușov, de asemenea, au dat anumite impulsuri societății ca mai serios să se gândească asupra faptului cum se dezvoltă statul în care oamenii trăiesc. Și, desigur, aceste radiouri au făcut un lucru foarte mare în acele emisiuni care au fost menționate și nemețca, Vocea Americii, Europa Liberă, a fost o informație foarte importantă care venea totuși pe teritoriul Uniunii Sovietice și acele ediții disidente care încercau maximal să aducă la oamenilor această informație. Și acesta a fost un aport foarte mare și în pofida acestui fapt, deja în ultimii ani, mai ales după
procesul perestroicii, informația deja a fost aproape totalmente accesibilă și de asemenea a jucat un rol foarte important. Domnule Dabija, știm că mișcarea de renaștere națională din Moldova a fost foarte strâns legată de procesele din țările baltice, dar în ce măsură ați fost conectați la evenimentele din Georgia și Ucraina? Exista o cooperare, exista un schimb de informație? Eu aș crede că emisiunea noastră trebuie să se numească 1989, nu toamna națiunilor, dar primăvara națiunilor. A fost cu adevărat o primăvară. Domn Dabija, nu sunteți dumneavoastră primul care faceți această observație, dar dacă veți consulta deci lucrările istorice științifice, veți vedea că anume cu această denumire a intrat în analele istoriei. Da, adică primăvara, toamna în sens că s-a copt națiunea. Da. Dar vreau să vă spun că 1989 a fost pentru toate republicile fostii sovietice un an foarte important. Eu aș vrea să mulțumesc aici excelenței sale ambasadorului George în Republica Moldova pentru un lucru pe care, nu știu, nu se vorbește. George este unicul, primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova. În luna iunie 1990, George a recunoscut independența Republicii Moldova și noi am recunoscut independența Lituaniei. Și eu țin minte la sesiunea Sovietului Suprem, Gorbaciov ne ironiza și spunea următorul lucru: vă recunoașteți voi unde voi, dar pe plan internațional nimeni niciodată nu o să vă recunoască independența statelor voastre. Iată că s-a întâmplat și s-a întâmplat și suntem cu adevărat state libere. Vreau să vă spun că atunci când s-a întâmplat la 10 aprilie 1989 acel masacru din fața guvernului, când tancurile sovietice au trecut peste mulțime, delegația Republicii Moldova am avut un protest. Pentru că atunci Igor Radionov, generalul care a vorbit în Parlament, generalul rus, care a atacat mulțimea, acolo erau vreo 10.000 de oameni, au murit 20 de persoane, majoritatea femei, îmi pare chiar și adolescenți. Și atunci s-a spus următorul lucru: demonstranții au atacat tancurile, demonstrații pașnici au atacat tancurile. Dar lucru care m-a impresionat atunci, pentru că șeful comisiei a fost Anatolie Sobceac, el a spus următorul lucru, mi-aduc și acum aminte, că soldații ruși atacau salvările, deci mașinile de urgență care duceau răniții spre spitale. După aceea, au fost niște lucruri extraordinare care nu pot fi explicate, când soldații atacau polițiștii georgieni, pentru că polițiștii georgieni erau de partea ca și cum de partea demonstranților. Și noi, delegația noastră, v-am susținut. Am susținut și ce se întâmpla în Ucraina atunci. În Ucraina erau grevile minerilor, dacă vă aduceți aminte. Eram în relații foarte bune cu Ruhul din Ucraina. Și Veslav Cernovâl, vreau să menționez un lucru, a făcut Ruhul după modelul Frontului Popular din Moldova, cel puțin așa mi-a spus el, pentru că Frontul Popular din Moldova a apărut în luna mai 1989, dar Ruhul a apărut în septembrie, deci mai târziu. Și după modelul nostru, așa ne-a vorbit noi atunci Cernovâl, deci s-a făcut Frontul Popular din Ucraina. Dar ceea ce am făcut noi împreună cu delegațiile din Georgia, din Ucraina și din celelalte republici, am sugerat în parlamentele republicane ca legile republicane să fie superioare celor unionale. O lege unională să nu poată fi adoptată pe teritoriul unei republici dacă ea este votată în Parlament. Acest lucru a fost un prim pas spre independență, adică noi suntem suverani. Cei de sus, cei de acolo, nu au decât să se conformeze legilor Republicii Unionale. Acest lucru, mi se pare mie, a fost foarte important. După aceea, ceea ce am făcut noi împreună, legile despre limbi. Noi ne-am consultat, spre exemplu, în Literatura și Arta, am publicat o lege, un proiect de lege despre limbă, pe care l-am luat după proiectul lituanean. Iată, nu știu dacă telespectatorii cunosc acest lucru, până la 1989, în toate republicile sovietice, socialiste, unionale, limba de stat în toate constituțiile era limba rusă. Și numai în Georgia era limba georgiană. În Georgia, în Azerbaijan și în Armenia, pare. Nu, îmi pare că numai Georgia. Știu că se vorbea în Parlamentul RSS, pentru că dumneavoastră, când s-a adoptat în 78 Constituția URSS, ați făcut o mare demonstrație și ați obținut acest lucru. Și am luat modelul, iarăși, a dumneavoastră de apărare a valorilor naționale. După aceea, eu, când vorbim de relațiile cu Georgia, eu aș vorbi aici de
filmul lui Tengiz Abuladze, Pocaiani, Căința, care a dat tonul glasnostiului. Pentru că trebuie să vorbim despre crime. Eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți ce a spus Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a spus următorul lucru. Aprobăm perestroică, dar fără glasnost. Glasnostiul va distruge Uniunea Sovietică. Adică Gorbaciov a spus nu putem fi liberi călușul în gură. Adică dacă este restructurarea, trebuie să fie și acest glasnost, transparența. Și anume transparența în domeniul deportărilor, în domeniul crimelor politice a pornit de la filmul lui Abuladze, care a fost o emblemă a restructurării. După aceea aș vorbi și despre Ucraina, pentru că nu numai ați vorbit despre cazacii care au fost undeva mișcarea căzăcească, unde foarte mulți domnitori moldoveni erau. Nicoară Potcoavă, spre exemplu, a fost un șef a cazacilor, după aceea a devenit și domnitor a Moldovei. Ultimul hatman liber ales Ucrainei a fost Danila Apostol, moldovean de-al nostru. Adică noi eram foarte legați în acea perioadă. Dar în 1989, ucrainenii ne-au dat nouă un model. Cum poate fi omagiat un poet? Cum poate deveni un poet un simbol a unei națiuni? Este vorba de Taras Șevcenko. Veneau colegii dumneavoastră și ne dăruiau în Parlamentul RSS poezii scrise de mână Taras Șevcenko, ni le recitau și acest lucru iarăși a însemnat pentru noi o legătură și mai apropiată. Și este foarte important că a mers spre libertate împreună, alături. Și acum eu cred că în Uniunea Europeană trebuie să mergem tot împreună. Chiar dacă toate cele 15 republici din fosta Uniune Sovietică au împărtășit pe parcursul a câtorva decenii aceeași istorie, calea spre libertate a fost un pic diferită. Deci, așa cum vorbeam la început, atât în Georgia cât și în Ucraina, existau aceste curente puternice ale disidenților și oamenii au suferit pentru acest lucru. Deci, aș putea aminti că deținutul politic Levko Lukianenko, care a petrecut în gulag 26 de ani, după care în perioada perestroicii, când au fost eliberați, deci ei au fost organizatorii acelei mișcări naționale a ruhului din Ucraina. Evident, anii petrecuți destul de mulți în surghiuni, în gulaguri, le-au afectat sănătatea și mulți dintre aceștia nu mai sunt. Dar acum două zile am avut posibilitatea să discutăm cu una dintre activistele ruhului, deci doamna Natalia Belitzer, care după 89 și-a modificat chiar și meseria, a devenit analist politic. Haideți să o cunoaștem pe ea și istoria ei. Mie mi-era închisă ieșirea peste hotare, și asta nu doar la congrese și conferințe științifice. Mi-era blocată chiar și plecarea la odihnă în Bulgaria, unde avea dreptul practic fiecare să meargă. KGB-ul avea liste speciale, în care erau incluse numele celor care nu aveau permisiunea să părăsească țara. Aveam cu KGB-ul neplăceri de proporții, mai cu seamă după ce prietenii și cunoștințele apropiate au fost arestate. Am fost chemată la organele de securitate și eram presată în fel și chip, ca să depun mărturii împotriva lor, însă eu opuneam rezistență. La sfârșitul anilor 80, Natalia Belitzer era cercetător la Institutul de Biochimie al Academiei de Științe din Ucraina. Era cel mai tânăr doctor în științe în domeniul științelor fixe și ocupa funcția de șef de laborator de microscopie electronică. Capacitățile analitice în știință se extindeau și asupra vieții de fiecare zi. Ea încerca să găsească explicații pentru mai multe fenomene ce aveau loc în Uniunea Sovietică, dar care nu se supuneau unor norme democratice. Într-un mod primitiv, ei vedeau în mine o așa numită antisovietică, care ar fi pornită împotriva regimului. Respectiv, eram considerată periculoasă, nedorită și incompatibilă cu modul sovietic de viață. Natalia Belitzer își amintește că laboratorul unde lucra era bine dotat cu tot soiul de echipamente, inclusiv de fotografiere și multiplicare. În acest scop, nopțile, pe ascuns, aici erau pregătite așa zisele samizdaturi, unde erau publicate diverse materiale despre dedesubturile Imperiului Sovietic. În Ucraina, își amintește Natalia Belitzer, persoanele cu o gândire liberă, neîncadrată în stereotipurile sovietice, numite disidenți, existau încă de prin anii 70 ai secolului trecut. Gândirea liberă era suprimată, iar purtătorii ei ajungeau în închisori.
Articolele conform cărora disidenții erau băgați la rece erau clasice. Inițial erau arestați pentru agitația și propaganda antisovietică. După ce își ispășeau pedeapsa, li se fabricau dosare calificate în conformitate cu prevederile codului penal și erau trimiși în gulaguri pentru un termen 2 sau mai multe. Mustafa Jamili, carismaticul lider al tătarilor din Crimeea, a fost judecat în 7 procese. Perestroica și glasnost au determinat-o pe Natalia Belițer să abandoneze știința și să se ocupe mai mult de protejarea drepturilor omului și democratizarea societății. Ea a fost unul dintre conducătorii primei organizații specializate în acest domeniu în Ucraina, Comitetul Helsinki 90. Natalia Belițer își amintește că mișcarea de renaștere națională a existat în Ucraina decenii la rând, dar odată cu eliberarea deținuților politici, ea a luat amploare. Inițial au fost create grupuri de persoane care apoi s-au reunit într-o mișcare Narodnyi Rukh. Cel mai mare impuls mișcarea l-a avut în 1990, atunci când autoritățile la Moscova depuneau efort să reconstituie Uniunea Sovietică într-un format nou. Noi însă înțelegeam că Uniunea Sovietică, în orice format, este incompatibilă cu democrația. A trebuit să luptăm pentru libertatea noastră, opunând rezistență nu doar metropolei, ci și Occidentului, care se arăta foarte îngrijorat vis-a-vis de dezmembrarea URSS-ului. Însă oamenii s-au convins că așa numiții naționaliști ucraineni nu doresc să sancționeze pe cineva, nu aplică forța, ci pur și simplu își doresc o viață în libertate. Își doresc să trăiască într-o țară independentă și i-au susținut. La 24 august 1991, Ucraina a adoptat declarația de independență. Domnule Dabijan, biografia dumneavoastră publicată în Wikipedia este scris că în 69 dumneavoastră ați fost exmatriculat de la facultate pentru, cităm, activitate pro-românească și antisovietică, fiind restabilit un an mai târziu, în 70. A existat în Moldova asemenea disidenți care să stea prin gulaguri, așa cum a fost la georgieni sau la ucraineni, sau noi totuși am fost mai rezervați, mai calmi? Eu am descoperit ulterior că a existat o decizie a biroului Comitetului Central al PCUS despre naționalismul din RSS moldovenesc. Deci nu în celelalte republici, dar anume în RSS moldovenesc. Atunci, în acea perioadă, au fost arestați Gheorghe Ghimpu, Alexandru Usatiuc, Alexandru Șoltoianu, Valeriu Graur. Deci am avut și noi dezidenții noștri. Dar este foarte important că cei dezidenți ai noștri conlucrau într-un fel cu dezidenții din Georgia sau Ucraina, din Republicile Baltice. Era aceeași tendință spre libertate, spre adevăr, spre a spune lucrurile pe nume. Și eu mă bucur că acei dezidenți din alte republici care au supraviețuit, au fost mulți dintre ei membri în Parlamentul URSS și dădeau tonalitatea. Vorbesc aici de Saharov, care a propus să fie scos articolul 6 din Constituție despre rolul conducător al Partidului Comunist. În felul acesta a apărut ideea cu pluripartitismul și cu drumul spre libertate, pentru că Gorbaciov, care a inițiat și glasnostul, a spus să spunem lucrurile pe nume. Și atunci, dacă să spunem lucrurile pe nume, am început să spunem tot ce ne doare despre Golodomor în Ucraina, despre crimele staliniste în patria lui Stalin, în Georgia. Noi am vorbit despre foametea de la noi, despre deportările care erau comune și despre masacru cultural, pentru că în Republica Moldova a avut loc un genocid cultural, mai ales când este vorba de limbă, când este vorba de tradiții, de literatură. Și aici, în acest context, sigur că noi am conlucrat cu toate fostele republici.
urma să avem o legătură telefonică și cu o disidentă din Georgia. Este vorba de Tamar Chkheidze, care în prezent este președinta asociației ce poartă numele lui Ilia Chavchavadze. Însă, deocamdată, regia ne comunică că nu este posibil. Poate spre sfârșitul emisiunii vom avea această legătură. Dar am vrut să întreb, deci totuși din ce aluat sunt făcuți georgienii și ucrainenii că au știut atâtea decenii la rând să nu le fie frică și să lupte pentru limba sa? În mod special aș menționa Georgia, care, așa cum s-a spus, era una dintre trei țări din cele 15 care pe parcursul de la 21, de la anexare până în 91, și-a păstrat limba georgiană ca limbă de stat. Și atunci când a fost în 77 adoptată noua Constituție URSS și se dorea ca să introducă și în Georgia limba rusă, atunci oamenii au ieșit iarăși cu miile în stradă ca să-și apere limba. Cum se putea întâmpla acest lucru? Ce le dădea încredere că aceleași tancuri sovietice nu vor veni peste ei? Eu cred că această întrebare, această problemă era legată de aceea că, chiar și în perioada sovietică, nomenclatura de partid și de copiii nomenclatorii de partid, spre deosebire de sau în comparație cu alte republici, ei frecventau școlile gruzine. Mie mi-este foarte greu, eu nu cunosc ce indicație a fost dată, dar absoluta majoritate a nomenclatorii de partid, de copiii se educau în școlile gruzine. Și în 1978, când în Uniunea Sovietică se adoptau modificări în Constituție, inclusiv și referitor la limbă, atunci a fost o mare acțiune a studenților, la ei au aderat profesori, învățători, și atunci primul secretar al Partidului Comunist din Gruzia din acea perioadă, Eduard Șevardnadze, a ieșit la aceste persoane și le-a promis că va rezolva această problemă. El avea, ducea tratative intensive cu Kremlinul și a reușit să-i convingă pe foștii conducători ai Uniunii Sovietice că nu este, nu se poate de adopta în așa mod, deoarece situația era foarte încordată, participau aici tineri și generația mai în vârstă și una din părțile pozitive, fostul prim-secretar și mai târziu președinte al Gruziei, Șevardnadze, anume acesta este unul din momentele pozitive. Și această situație față de limbă s-a primit în așa mod că primii au reacționat reprezentanții din Gruzie, dar din ceea ce cunosc, aceleași atitudini adecvate au fost și în alte republici, inclusiv și în Moldova și în Ucraina. Trebuie să zic că de când am început acest proiect și m-am afundat în istoria celor ani, când am răsfoit paginile și am văzut tancurile sovietice la Budapesta, în Praga, în țările Baltice, la Tbilisi, în Baku, tot stau și mă gândesc cum era bine. Poți explica cum au nimerit tancurile sovietice în țările Europei Centrale, că nu erau la ei acasă. Dar cum era constituită această armată sovietică încât puteai să o îndrepți atât de simplu împotriva propriului popor, fiindcă de fapt era vorba de poporul sovietic, așa ni se spunea de la Moscova, că suntem toți un popor sovietic și armata era sovietică. Ați dorit, domnul Pireșcov, să ne spuneți părerea? Problema constă în acesta, era un regim totalitar și nu avea importanță în ce republică erau îndreptate aceste tancuri, deoarece era dată un ordin din centru de a oprima mișcarea națională. Și de aceea nu erau deosebiri Baku, Vilnius, Tbilisi.
Și eu cred că anume acest lucru se explică prin faptul că regimul total s-a expus în mare măsură ca un regim dictatorial care nu avea nicio toleranță față de alte idei, față de alte păreri. Și se temea de aceste noi idei și anume acele evenimente la sfârșitul anilor 80 în Republicile Unionale. Aceste acțiuni au fost ca ultima convulsie înainte de dezmembrarea și înmormântarea Imperiului, care în fond se baza pe forță față de populația sa și ei nu aveau niciun fel de principii morale, pur și simplu acționau ca dictatori. Regia mi-a comunicat că totuși am reușit să stabilim legătura telefonică cu doamna Tamara Cheidza. Gospođa Tamara, добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, dumneavoastră ați fost printre acei tineri disidenți care susținau Gamsahurdia cu Gamsahurdia în anii 70, dumneavoastră ați fost participantă la acea acțiune? Da, în 70-ih și da, în anii 70, în 1977-1978, pe urmă, în 88 și 89, peste 10 ani de zile, ce v-a impus o fată tânără să treceți de partea acestei lupte contra Imperiului, contra sistemului? Eu în fiecare zi înțelegem și foarte devreme am înțeles acest lucru. Госпожа Тамара, doamna Tamara, волна национального движения повторилась через 10 лет, aceste valuri ale mișcării naționale s-au repetat peste 10 ani de zile, iar în martie 90 Lugea și-a declarat independența și suverenitatea sa și în 1991 a fost unica din celelalte 12 republici care nu a semnat contractul de formare a CSIE. Mai ales că nu este vorba despre aderarea Gruziei în Uniunea Vamală. Nici gruzinii nu cred în a Uniunii a statelor egale pe spațiul fostului sovietic. Поэтому мы, грузины, всегда были против этого. Doamna Tamara, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Eu încă am multe întrebări, dar cu regret calitatea sunetului nu este atât de bună. Vă mulțumesc din suflet și toate cele bune. La revedere! Deci, aceeași întrebare în studio. Toate aceste mișcări, grupări care au fost create la finele anilor 80, inițial susțineau perestroica și glasnost, dar în foarte scurt timp, deci s-au redirecționat spre cerința, spre revendicarea suveranității și independenței statelor. De ce acest grad de credibilitate pentru efectele pozitive ale perestroicii era atât de mic? De ce oamenii nu credeau că Uniunea Sovietică s-ar putea reforma astfel încât să devină o Uniune așa cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeană astăzi? Eu cred că susținerea glasnosti și perestroicii
a fost îmbrățișată de către majoritatea de nord de acele mișcări care în anii 80-90 au predat pentru independență. Aceste mișcări înțelegeau foarte bine ca așa numitele modificări cosmetice nu va permite statelor să devină independente și să elibereze de acele probleme care existau în perioada Uniunii Sovietice. Da, desigur, încercările lui Gorbaciov și așa mai departe au jucat un rol important și pentru statele apuseniei este foarte valoros ceea ce s-a întâmplat. Dacă noi vom intra mai adânc în probleme, înțelegem că Gorbaciov nu dorea ca Uniunea Sovietică să se dezmembreze. Mai mult decât atât, când au avut loc aceste acțiuni în Gruzia și în alte republici, noi știm foarte bine că Gorbaciov îi suna încă atunci noului guvern din Mișcarea Națională și foarte că exact spunea că dacă ei își vor continua încercările de ieșire din Uniunea Sovietică, dumneavoastră știți că Uniunea Sovietică juridic în 1991 și a terminat existența sa, noi vom avea foarte mari probleme serioase și în Abhazie și în Osetia, în regiunea Tsimbali. Adică modificări serioase în mentalitate a conducerii de atunci și a lui Gorbaciov, de fapt nu exista, nu era și de acele aceste mișcări și întreaga comunitate că fără cerințele pentru independență și mișcare în această direcție, păstrarea Uniunii Sovietice prin modificarea mentalității acelei conduceri nu ar fi dat niciun fel de rezultate. Eu la aceste pot adăuga că în 1989 și la sfârșitul anilor 80, cu deschiderea perioadei perestroice și glasnost, următoarea etapă a fost ieșit din aceste probleme, deoarece obiectivul Uniunea Sovietică nu putea mai departe să existe, mai ales că la sfârșitul anilor 80 deja a fost distrusă baza economică, subminată baza economică și existau probleme cu produsele alimentare, deci magazinele erau goale și în fond aceasta a devenit un catalizator pentru modificarea mentalității în direcția obținerii independenței, deoarece populația acestor republici post-sovietice considerau că dacă noi vom fi mai departe de Moscova, noi vom avea o viață mai bună, va fi nivelul economic de dezvoltare mai înalt și așa mai departe. În special, astfel de lucruri aveau loc și în Ucraina și chiar în primii ani de independență a fost așa o luzincă, Hate at Moscow, mai departe de Moscova. De aceea, aceasta a fost în fond un proces logic și legitim în favoarea independenței și desigur că în 1989 încă foarte puțini oameni care public și pledau pentru independență. Eu mi-aduc aminte despre referendumul din martie 1991 în Ucraina, unde în fond populația a susținut păstrarea Uniunii Sovietice. Dar în decembrie, la 1 decembrie 1991, deja mai mult de 70% din populația Ucrainei s-au expus pentru independența statului. De aceea, acest anul 90-91 a fost o perioadă critică când trecerea de la imperiu spre independență a fost o etapă logică și legitimă. Domnule Dabija, deci evenimentele din Republica Moldova erau un ecou a celor din Europa Centrală, din Pribaltica, sau era lupta noastră conștientă pentru obținerea libertății? Noi ne aflăm atunci într-un context și excelenții lor au vorbit despre faptul că armata sovietică a atacat demonstranții pașnici la Tbilisi, la unde s-a vărsat sânge, la Vilnius, la Baku,
Și numai la Chișinău parcă a trecut fără sânge. Dar vreau să vă spun că era pregătit o provocare la Chișinău la 10 noiembrie 89, când a venit o unitate din Tambov, a venit de la aeroport direct la Ministerul de Interne, unde era, Ministerul de Interne era asediat, și mă gândeam ce s-a întâmplat. La 10 noiembrie, exact în ziua aceea, a căzut zidul Berlinului și probabil cei care au dat ordine să se verse sânge și la Chișinău au ezitat în acea zi. Dar eram exact în același context. Eu am o memorie bună și vreau să vă spun că am observat aceleași tancuri și aceiași militari care au atacat populația pașnică la Tbilisi, Vilnius, în Transnistria, aceeași atacă acum în Ucraina de Est, aceeași atacă la Donbass și Lungansk, aceiași au atacat și la Nistru, aceiași au atacat în Osetia de Sud, aceiași au atacat în Abhazia. De aceea noi împreună avem, eu zic, un vis comun, să fim liberi, să nu aibă loc războaie, conflicte între noi și alții care ar vrea parcă să ne submineze libertatea noastră, pentru că, sigur că dacă Gruzia sau Ucraina sau Republica Moldova ar declara că se duce în Uniunea Euroasiatică, vamală, eu sunt foarte convins că aceste conflicte ar putea fi evitate. Dar ce înseamnă Uniunea Vamală? Deci Uniunea Vamală înseamnă vameși comuni, grăniceri comuni, armată comună, conducere politică comună de la Moscova și gulaguri comune. Noi am mai fost odată prin gulaguri. Deci pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, trebuie să evităm acest pericol al gulagurilor. De aceea drumul nostru este în Europa, acolo unde geografic se află și Ucraina, și unde geografic se află și Republica Moldova, și unde vrea să vină și Georgia. Deci acolo este locul nostru. Deci dacă mergem pe această linie comparativă cu evenimentele din Europa Centrală, din țările Baltice și ceea ce s-a întâmplat în restul spațiului ex-sovietic, am putea spune că există o diferență la capitolul după 89. Deci acolo oamenii și-au concentrat eforturile și au mers pe calea dezvoltării durabile. În acest spațiu nu am încheiat cu revoluțiile. Eu zic să urmărim un reportaj acum care ne va aminti despre Revoluția Rozilor din Georgia și Revoluția Orange din Ucraina, după care vom continua. La începutul anilor 90, Georgia și Ucraina aveau guvernări alese într-un mod mai liber, iar independența declarată le-a oferit ucrainenilor și georgienilor șansa să-și gestioneze țara și propriul destin după bunul lor plac. Lucrurile însă nu s-au desfășurat într-o manieră încât să-i satisfacă. În 2003, georgienii s-au declarat profund nemulțumiți de nivelul scăzut de viață, gradul înalt de corupție și regimul calificat drept autoritar al lui Eduard Shevardnadze, ministru de externe al URSS pe vremea lui Mihail Gorbaciov și președinte al Georgiei timp de 11 ani. După alegerile parlamentare din 2 noiembrie 2003, a fost anunțat oficial că Eduard Shevardnadze și forțele care îl susțin au reportat o nouă victorie. Însă, atât opoziția, Mișcarea Populară Unită, în frunte cu Mihail Saakashvili, cu democrații lui Nino Burgeanadze, cât și observatorii internaționali, nu au recunoscut rezultatele scrutinului, făcând trimitere la rezultatele exit poll-ului. La mijlocul lunii noiembrie 2003, la Tbilisi au demarat acțiuni de protest, susținute în scurt timp în majoritatea localităților din Georgia. Una dintre forțele motrice ale acestor acțiuni era organizația de tineret Kmara, în traducere din georgiană, Ajunge. Protestele au culminat la 22 noiembrie 2003, cu intrarea opoziției în incinta Parlamentului. În loc de arme, protestatarii aveau în mâini trandafiri, flori care au și dat denumirea Revoluției de Catifea din Georgia. La 23 noiembrie 2003, Shevardnadze își dă demisia, iar în ianuarie 2004, în urma alegerilor prezidențiale anticipate, la putere vine Mihail Saakashvili, având susținerea a 96% din voturile alegătorilor. În 2004, o altă revoluție de catifea se desfășoară în imediată apropierea Moldovei, în Ucraina. Scenariul, printr-o simplă coincidență sau nu, a fost similar celui din Georgia. Alegeri prezidențiale, învinuirea autorităților de falsificarea rezultatelor alegerilor din 21 noiembrie 2004, în urma cărora premierul Victor Ianukovici urma să ocupe funcția de președinte, și revolta opoziției în frunte cu Victor Iușcenko și Iulia Timoșenko. Începând cu 22 noiembrie, în inima Kievului, pe Maidan,
încep acțiuni de protest, care se extind pe întreg teritoriul țării. Oamenii își exprimau nemulțumirea față de nivelul de trai. Spre exemplu, pensia minimă, care era de 50 de grivne, acoperea doar 14% din coșul minim de consum. Bursa studenților constituia circa 23 de dolari. O altă îngrijorare a oamenilor o constituia promisiunea lui Victor Ianucovici de a integra Ucraina în spațiul economic comun, Uniunea Rusia-Belarus-Kazahstan, pe care o vedeau ca o tentativă de a restabili Uniunea Sovietică într-un format nou. Ianucovici era considerat un candidat la președinție pro-rus, pe când despre Iușcenko se spunea că va duce țara în Europa. Amploarea evenimentelor a îngrijorat comunitatea internațională. Țările Uniunii Europene, în semn de protest față de acțiunile autorităților ucrainene oficiale, și-au rechemat ambasadorii. Liderii Poloniei și a Lituaniei s-au deplasat în regim de urgență la Kiev pentru a intermedia dialogul între putere și opoziție. La insistența protestatarilor, la 3 decembrie 2004 sunt renumărate voturile, însă Comisia Electorală Centrală se arată neputincioasă în a stabili rezultatele corecte. La 26 decembrie 2004 sunt desfășurate alegeri repetate. Victor Iușcenko este declarat învingător, devansându-l pe Ianucovici cu 8% din voturile alegătorilor. Protestatarii, în cea mare parte impulsionați de mișcarea de tineret TAC, au purtat panglici portocalii, respectiv revoluția find numită oranj, pomarancevaia. Liderul de la Tbilisi, Mihail Saakashvili, își felicita omologul ucrainean, menționând că revoluția oranj este o continuare a revoluției rozelor. În Moldova, în 2002 am avut orășelul corturilor, în 2009 așa numită revoluție Twitter. Acțiuni de protest în masă au fost în Georgia în 2009 și sigur că foarte proaspăt în memorie este Maidanul din 2013-2014. Ce se întâmplă în acest spațiu până la urmă, că nu putem să ne conjugăm energia pe care o avem pentru dezvoltarea durabilă, să cunoaștem doar revoluții tehnologice, așa cum se întâmplă în Europa? Deci este vorba de factorul extern, este vorba de lipsa unei clase politice cu gândire nouă, cu gândire la nivel de stat, sau sunt alte impedimente în opinia dumneavoastră? Eu cred că cât privește Gruzie și acest lucru se referă și la alte state, una din problemele principale este ceea ce am primit noi din Uniunea Sovietică și a influențat asupra mentalității a unui mare strata de generații și de a modifica această mentalitate și abordări cu dezmembrarea Uniunii Sovietice este pur și simplu imposibil. Și toate aceste greșeli care au fost la noi și de această divizare a reprezentanților statelor noastre este anume consecința acestei situații și desigur că rolul a fratelui mai mare, eu nu vreau să arunc pe umerii numai activitatea serviciilor secrete și așa mai departe. Desigur că la noi au fost aceste greșeli, dar sper că și observând asupra proceselor care au loc, noi încet aderăm la acele valori europene și deciziile statelor noastre și a comunității din țara noastră spun că noi suntem pe calea corectă, cu toate că noi mai avem mult timp pentru ca să definitiv și stabil să aderăm la toate aceste valori europene și majoritatea cetățenilor noștri se vor convinge de prioritatea acestor valori europene. Mai mult decât eu sunt convins că acea cale pe care pășesc statele noastre în cel mai apropiat timp va convinge toți cetățenii noștri pe cât de corectă este această decizie și statele noastre vor ocupa un loc de frunte în rândul statelor europene. Dacă să vorbim despre experiența ucraineană, aici a fost arătat Maidanul din 2004,
Revoluția Oranjă și Maidanul din 2013-2014. Eu cred că în fond aceste evenimente care în fond au fost legate de faptul că Ucraina și alegea viitorul vector de dezvoltare în viitor și Maidanul de anul trecut în Ucraina s-a început anume din alegerea vectorului european de dezvoltare și a devenit posibil datorită faptului că Ianukovici ca cel principalul conducător al statului în acea perioadă a făcut o alegere contra poporului. El a refuzat să semneze acordul de asociere și acest a dat un imbold apariției Maidanului. Domnule Perușcov, îmi cer scuze că vă întrerup, dar de ce ne-am dorit cu atâta ardoare să obținem libertate și până la urmă, mai bine de 20 de ani, nu ne putem determina încotro dorim să mergem? Mă refer și la Moldova, și la Ucraina, și poate la Georgia. Mai puțin, nu știu. Și astăzi, în fond, Ucraina luptă pentru eliberarea de trecut și care deja în perioada anilor de independență sunt legate de numele oligarhilor, dar factorul extern astăzi este determinant și determină criza noastră, starea de lucru și acele evenimente care au loc în regiunile Donetsk și Luhansk. De aceea, lupta pentru viitorul său este are loc destul de dureros, cu regret au loc victime omenești și este acea cale prin care trec foarte multe state în trecut, prin acesta a trecut Moldova, Gruzia și astăzi prin aceste evenimente trece și Ucraina. Domnule Dabija, opinia dumneavoastră, fiindcă Moldova nu este într-o situație mai bună decât Ucraina sau Georgia și noi urmează să avem alegeri și aceiași doi vectori sunt persistă în alegerea oamenilor, deci aceste două opțiuni, ca și acum 23 de ani în urmă. Da, este același drum spre libertate și sigur că drumul spre libertate este un drum cu capcane, un drum cu pericole și așa mai departe. Eu citisem în Facerea, în Biblie, că împăratul Solomon a făcut o faptă bună și Dumnezeu l-a întrebat: ce vrei să fac pentru tine, fiule? Și el n-a vrut alte moșii, alte averi, dar a spus: Doamne, ajută-mă să deosebesc binele de rău. Probabil că noi, și noi moldovenii și cei din alte republici, ar trebui să ne rugăm celui de sus să ne ajute să deosebim binele de rău. Și atunci ne vom găsi drumul nostru cel adevărat, vectorul nostru, așa cum se spune. Pentru că lumea noastră poate fi mințită foarte ușor de orice trecător. Iată, ăsta este unul dintre defectele noastre. Dar sigur că drumul spre libertate este un drum și îndelungat, pentru că Moise a umblat cu poporul lui prin pustie 40 de ani. Noi abia avem 20 de ani. Așa că mai avem încă de orbecăit prin pustie până la libertate și până la adevărata independență. Mi-a rămas foarte puțin timp până la finalul acestei ediții. Așa cum spuneați, și Georgia și Ucraina au făcut alegerea în favoarea vectorului european. Dar euroscepticii de la noi zic, dar cu ce ar fi mai bună o uniune, având în vedere cea sovietică, de altă uniune care are un centru la Bruxelles? Foarte pe scurt, care sunt argumentele care au prins la georgieni și la ucraineni pentru a susține vectorul european? După Maidanul din anii 2013-2014, populația Ucrainei a depășit 50% de susținere a vectorului de dezvoltare economică european. Și eu cred că deja întoarcere nu va fi către trecutul sovietic, deoarece calea euroasiatică totuși este o întoarcere nu către
calea de civilizație contemporană la noi, către noi ce tehnologii, dar este un pas în trecut și populația Ucrainei în fond a ales anume calea civilizată de dezvoltare și semnând acordul de asociere cu Uniunea Europeană și zona de schimb liber, aceasta este o confirmare de alegerea acestei căi. Unicul că Federația Rusă nu este de acord și cere de revizuirea acestui acord. Dar aceasta se referă numai Ucraina și Uniunea Europeană, dar nu țări terțe. Eu voi adăuga doar faptul că în Gruzia informația despre faptul că majoritatea populației susține vectorul european și ce este foarte important și forțele politice principale, atât coaliția de conducere, cât și partidele de opoziție, susțin unanim vectorul european de dezvoltare și care, desigur, că dau posibilitate de dezvoltare mai stabilă și cât privesc prioritățile. Eu cred că aici sunt foarte multe exemple, începând de la economie, tehnologie contemporane și ce mai important, drepturile omului, libertatea omului și libertățile europene și care noi, generația mai în vârstă, dar și cea mai tânără, care sunt abordările față de, de comunitatea și societatea liberă și sper că și în Moldova și în Ucraina comunitatea la fel va aprecia aceste perspective și vreau să sper că alegerile care vor avea loc în Moldova vor fi făcute de către cetățenii moldoveni corecte și viitorul Moldovei va fi determinat în marea familie europeană. Domnule Antadze, domnule Piroșcov, domnule Dabija, vă mulțumesc pentru participarea la această ediție. Spectatorilor le aduc mulțumiri pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Moldova 1. Iar noi vă dăm întâlnire peste o săptămână când ne vom aminti cum acum un sfert de veac a căzut zidul de la Berlin și a schimbat viața și fața Europei. Toate bune!